Bună seara! Cred că e seara de acum, nu știu, 4? Da, e seara. Vă mulțumesc de suflet că ați venit. E greu cu microfon. Nu știu cum se poate să mă aude. Iată-ne la ediția a doua expoziției Mai Aproape de Dumnezeu. Sper să fim, din tot sufletul, să fim mult mai aproape de Dumnezeu după această expoziție. Am căutat să duc tradiția de anul trecut, când am deschis expoziția, prima ediție a expoziției. Mi-am dorit din suflet să reiau acest lucru datorită emoției care am avut-o la acea expoziție. Vreau să spun din capul locului că această expoziție nu este o expoziție de artist, este o expoziție consacrată sărbătorilor de Paște, în deosebire de Învierii Domnului. Data trecută am fost cuprins de emoții extraordinar de mult. Mă bucur că și de această dată sunt cuprins de aceleași emoții. Vă mulțumesc din suflet încă o dată că ați venit și sper să savurați din plin tot ce este expus pe această semeze. Pentru început o să-i dau cuvântul domnului primar al municipiului Roman, domnul Lucian Micu, să ne spună câteva cuvinte, după care... Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, vă felicit pentru inițiativă și cred că nu era momentul mai potrivit pentru astfel de expoziție decât ziua de astăzi, chiar dacă poate pentru doamne ar însemna o oră ruptă din activitățile dedicate pregătirilor de Paște. Cred că trebuie să ne facem timp și pentru un astfel de moment. E o expoziție foarte, foarte frumoasă și constituie un motiv în plus să fim mai aproape de Dumnezeu, atât prin operele care sunt expuse, dar atât mai ales prin învățămintele pe care trebuie să le avem și să le tragem din ceea ce vedem aici. Profit de această săptămână și de această apropiere de sărbătorile pascale pentru a vă ura multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, să petreceți în pace, în liniște, să aveți parte de sărbători cu bine, cu bucurii, pe cei dragi să-i aveți aproape și să ne vedem cu bine și la alte evenimente după aceste sărbători. Sărbători fericite, Paște fericit și Hristos în viață. Mulțumim, domnule primar! După cum spuneam, această expoziție este consacrată Învierii Mântuitorului. Pentru a sublinia acest lucru și pentru a da o notă clerică acestui eveniment, îl rog pe domnul, pe Părintele Țuscanu Florin să ia cuvântul. Onorată asistență, mi-e spune bucuria de a reveni la această a doua ediție a expoziției dedicată sărbătorilor pascale Mai Aproape de Dumnezeu. Este pentru noi o perioadă specială din cursul anului bisericesc, această săptămână a patimilor și nimic întâmplător, fiecare întâmplare din viața noastră este voia lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu cu noi. De aceea, organizatorii acestei expoziții au fost inspirați să ne invite într-o zi sfântă, într-o zi specială, Joia Mare sau Joia Patimilor, când Biserica amintește de un eveniment cu totul deosebit din viața, din istoria creștinătății. În Joia Mare a avut loc cina cea de taină, în Joia Mare a avut loc rugăciunea din grădina Ghețimanii și prinderea lui Iisus și începe de aici calvarul, drumul pătimirii sale. Iată în acest spațiu destinat culturii, deci un spațiu pentru expoziție, pentru artă, astăzi am văzut un alt mesaj, un alt destin al locului acesta pe care îl vizităm și anume un spațiu de cult, pentru că icoana
este cea care sfințește și binecuvintează casa sau locul în care se expune spre venerare, spre cinstire sau, în cazul nostru, spre a fi doar vizionate, privite și admirate. În seara aceasta au expus câțiva pictori cunoscuți nouă și ne bucurăm pentru faptul că au ales din vasta operă, din lucrările lor atât de diversificate, au ales tematica aceasta dedicată patimilor și învierii Mântuitorului Hristos. Iată aici, în partea dreaptă, prietenul nostru romașcan, Mircea Florin Zahalescu, prezintă câteva lucrări deosebit de sensibile și sugestive în care regăsim chipul Mântuitorului Hristos, vedem și lumina, dar și umbra suferinței, vedem crucea răstignirii, dar vedem și biruința, pentru că în biserica noastră, un lucru, nu știu dacă l-ați apreciat, niciodată nu s-au separat aceste două stări. Suferința de înviere, de bucurie, deci tristețea patimilor se împletește foarte armonios cu biruința asupra răului și bucuria învierii. Spun aceasta gândindu-mă la o rugăciune pe care noi preoții o rostim mereu. Și anume, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Deci crucea și învierea sunt două lucruri complementare și dacă nu ar fi fost suferință, nu ar fi fost biruință, nu ar fi fost jertfă, noi astăzi poate nu mai eram cei care putem să ne numim fii ai Împărăției lui Dumnezeu și fii ai Învierii. În acest spațiu am văzut icoane frumoase în care este reprezentat chipul Maicii Domnului, tânguirea Maicii, mai precis, chiar pe aceste icoane pe sticlă, câteva modele cu această tematică, tânguirea Maicii. Ne imaginăm durerea, tristețea pe care a încercat-o pe Fecioara Maria, pe Golgota, acolo unde a văzut jertfa Fiului Său pentru lume, pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare creștin, din toate timpurile și din toate locurile. Sunt icoane care ne apropie într-adevăr de Dumnezeu. Chipurile Sfinților sunt niște repere pentru noi, modele, pentru că astăzi trecem printr-o criză a modelelor și lumea secolului 21 în care trăim întâmpină cu totul o altă criză, este vorba de secularizare, omul modern este astăzi omul care nu mai are timp necesar pentru rugăciune, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și spune că este Dumnezeu, dar nu am timp să merg să mă întâlnesc cu El. Altădată erau cu totul alte probleme cu care se confrunta biserica sau religia creștină. Astăzi vedem această stare care tinde spre globalizare, spre secularizare și întâlnim lucruri care nu ne aparțin, nu se regăsesc în tradiția noastră creștină. Ne bucurăm că în această săptămână a patimilor Domnului Hristos ne-am întâlnit într-o atmosferă de vecernie, de seară și chiar peste puține minute în toate bisericile ortodoxe, mă refer, va începe o slujbă unică în cursul anului bisericesc, Denia celor 12 Evanghelii. Va începe drumul crucii, calvarul lui Iisus. Și iată, privind la crucea Domnului Hristos, ne întrebăm dacă printre cei care l-au întristat, l-au supărat, nu suntem și noi, sau
avem și această posibilitate, precum oarecând acel Simon din Cirene, un călător care mergea la o țară nu departe de Ierusalim, să ridicăm și noi crucea și să o purtăm o bucată de pe calea vieții voastre, spre întărire, spre biruință și spre mântuirea noastră. Folosesc acest prilej pentru a vă felicita pe organizatori. Prietenul nostru, Iulian Negru, ne invită cu drag în fiecare an în această perioadă. Tradițiile se formează în timp. Nu este greu să începi un lucru frumos, este greu să îi dai continuitate. Și spuneau părinții din Pateric că diavolul nu se sperie cum începe un creștin un lucru. Toți creștinii fac o cruce mare și încep cu bine orice lucru, dar el se îngrijorează dacă acel creștin are continuitate și merge mai departe. Noi ne rugăm să fie un început bun și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul și cu iubirea sa de oameni prin această tradiție frumoasă pe care dânsii organizatorii au creat-o și noi o putem susține cu cuvântul, cu fapta și cu prezența noastră. Folosesc din nou prilejul de a vă aduce tuturor celor de față un gând de prețuire și urările de sănătate, de prosperitate, de bucurie și pace pe care întotdeauna ne le oferă sărbătoarea pascală. Și spuneam și într-un alt context că primele cuvinte după învierea de Mântuitorului Hristos au fost acestea: bucurați-vă, au fost adresate femeilor care au venit dis de dimineață la mormânt și apostolilor, bărbaților le-a transmis acest mesaj: pace vouă. Deci bucuria și pacea să fie cu noi toți. Amin. Doamne, mulțumim frumos pentru discurs. Mă gândeam în timpul discursului dumneavoastră că noi nu am fi putut face acest lucru fără ajutor, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără ajutorul prietenilor artiști care au expus aici, fără ajutorul dumneavoastră care ați venit. Și vă mulțumesc încă o dată cu această ocazie. Și pentru a intra mai profund în ale artelor, o să rog pe doamna Mihaela Ciopanu să continue cu prezentarea. Și bine ați revenit la Galeria Europar. Pot să mă folosesc? Dacă nu s-au putem spune. Iată că Iulian păstrează tradiția și suntem deja la ediția a doua la această expoziție Mai Aproape de Dumnezeu. O expoziție binevenită în această perioadă pentru români și pentru rămașcani. Și chiar mă întrebam dacă se mai întâmplă de genul acesta în român, pentru că la muzeu aveam un pat și nu aveam o expoziție cu tematică în preajma sărbătorilor pascale. Mă bucur că și de această dată Iulian a reușit să adune câțiva artiști de marca romanului și nu numai, pentru că sunt prezențe pe simbețele galeriei artiști din Roman, din Bacău, din Iași. Avem și Oneștiu, așa. Iată că avem o colaborare foarte bună cu Bacău. În general, noi ne orientăm spre Piatra, spre Iași, București și așa mai departe, dar iată că Bacău vine în forță spre Roman. Ne bucură pentru că Bacăul este recunoscut prin artiștii lui deosebiți. Și ce putea fi mai binevenit decât o expoziție cu tematică religioasă, în special și domnilor, după cum bine ați sesizat, icoana. Icoana este și o artă, da? Dar avem și pictură. Pictură pe pânză, avem grafică și sculptură, la fel cu această tematică. Ne întrebăm oare de ce ar fi pictura o artă. Pornind însă și de la cromatica cu care trebuie să o utilizeze cei care lucrează icoana și nu oricine poate lucra icoana, nu oricine primește această onoare, să spunem, de a lucra o icoană, însă și cromatica
echilibrează această, această temă și atunci aduce iconografia unor linii altei. Dar să începem cu începutul, ca să luăm de la pictură, m-am obișnuit, da, cu pictura pe pânză și o tematică frumoasă o avem la Doina Diaconu, care ne prezintă o suceviță deosebită, folosind o cromatică des întâlnită și utilizată și în iconografie, acel albastru ceresc și folosind, apărând acolo și câteva flori cu acele roșii, roșu deosebit. De asemenea, tot la Doina Diaconu, în aceeași cromatică de albastru ceresc, găsim o catapeteasmă. Catapeteasmă și numai face legătura între lumesc și divin. Am continuat cu domnul Mihai Olteanu, care ne surprinde întotdeauna, pentru că la domnul Mihai Olteanu regăsim întotdeauna tematici diverse. Avem tot timpul la domnul Olteanu, nu ne tipisim, mergem de la o lucrare la alta și descoperim altceva și ne dăm seama că reușește în compozițiile sale, fără ale peisaje și așa mai departe, de data aceasta cu o temă religioasă, reușește să echilibreze foarte bine în cromatic și ce mi-a atras atenția la fel, mai ales la acele bisericuțe din lemn, bisericuțele noastre sunt vechi din lemn, care nu se mai păstrează prea multe și care sunt adevărate tezaure pentru țara noastră. Și regăsim acele culori la fel folosite în iconografie și de bază, spunem noi, verdele, vegetativul, da, regenerarea vegetativă și maroul, care la fel ține de pământesc. Avem acea intrare deosebită de la agapea veche, să o vizităm cu toții. Eu recunosc că nu am fost, tocmai am întrebat pe domnul Adam și mi-a povestit că un pic așa. Mi se pare extraordinară intrarea și să nu ne ducem cu gândul ca să ne... așa, la luminița de la capătul tunelului. Noi să ne gândim la orice gen de luminiță, lumina învierii, nu? Așa. În lucrările domnului Olteanu, întotdeauna trebuie să găsim floralul. Floralul foarte bine structurat, foarte bine echilibrat și în special acel roșu pe care domnul Olteanu îl reușește într-un mod aparte. Am continuat tot cu o pictură. Un alt artist plastic romașcan care în ultima perioadă pentru mine tot timpul am impresia că se reinventează. Este într-o permanentă căutare și într-o permanentă zbucium așa și tot timpul ne încearcă să ne provoace. A fost o surpriză pentru mine să văd aseară lucrările domniei sale. Este vorba despre domnul Viorel Maxim, care de altfel, ca și domnul Teanu, este unul dintre profesorii de la grădinița de arhitectură de aici, de la Galeria Olofar. Este inima, sufletul acestei grădinițe, spunem noi. Și spuneam că m-a surprins tema propusă de domnul Maxim. Noi recunoaștem în general când prezintă la expozițiile colective la muzeu sau personală pe care au avut-o anul trecut cu acele culori explozive, cu acele lucrări deosebite care ne atrag atenția întotdeauna și care ne cuceresc. De data aceasta ne propune altceva. Și m-aș opri tot la cromatica domniei sale, care, exact ca la domnul Olteanu, unde întâlnim cele bisericuțele din lemn, cu acea cromatică pământeană, pământească, maroul și verdele în general. Vă îndemn să admirați și lucrările domnului Viorel Maxim, cu temă religioasă, mă bucur că ați venit cu așa ceva. În ceea ce privește icoana, avem câțiva artiști care ne propun lucrări deosebite. Spuneam că în ceea ce privește iconografia sunt niște reguli. Un iconograf cu siguranță ar ști să le explice mult mai bine decât mine, dar spuneam, cromatica ține foarte mult aici baza unei icoane, până și fondul care se spune că face legătura la fel între privitor și ceresc, divinitate. În general, găsim acea cromatică de auriu, roșul regal și albastru la fel ceresc. M-au lucrările de acolo ale domnului Eduard Buda, din Bacău, arhitect. Iată că... Edi Buda. Edi Buda, așa. Este aici, da? Da.
foarte bine echilibrate compozițional și respectând regulile iconografiei, cromatic cel puțin vorbind, este același lucru, cu acele roșii, roșu, auriu, albastru. Și cred că ați sesizat că întotdeauna când vorbim de icoană, nu o să găsim sfinții din profil să ne prezinte cineva, da? Este tot timpul, îi găsim, ne privește direct, este acea legătură directă și mai mult decât atât, niciodată nu o să vedem sfinții zâmbind sau cu alte, eu știu, gândind la un portret obișnuit. Felicitări pentru lucrări, sunt bine echilibrate compozițional și respectând regulile iconografiei. Domnul Alexandru Panata, de extraordinare aceste propuneri pe care le face domnul Panata întotdeauna, mi-aduc aminte că și anul trecut a adus câteva lucrări deosebite pe acele bucăți de lemn foarte grele și care nu au o formă și o structură clară. Ele sunt sugestive și la fel cromatic, vorbind respectând regulile iconografiei. Felicitări domnului Panata, care reușește și de data aceasta să ne surprindă. Dar ceea ce mi-a plăcut mie cel mai mult și am o slăbiciune este vorba despre icona festivă. Este arta populară, arta naivă, mai spunem noi. A apărut prin secolul 17-18, în special în Transilvania și o regăsim foarte, foarte activă, să spunem, la Mănăstirea Nicula. Dacă treceți pe acolo, să vedeți iconari la lucru chiar, încă. Este acea icoană pe care noi o găsim în casele țărănești și care nu au regulile pe care le-am povestit dincolo la iconografia clasică. Ce este și mai frumos la această icoană pe sticlă, artă populară, este revigorantă. Culorile, proporțiile nu sunt respectate, dar tocmai prin această simplitate, dar și cromatic vorbind, ele cuceresc și ne atrag atenția în mod deosebit. Spuneam că reprezintă însă și arta populară românească. Felicitări doamnei Ionela Vârgară, ea Vârga, așa, din Iași, care a prezentat aceste lucrări de artă populară extraordinare, dar având în vedere că a avut ca profesor pe Marele Cămăruț sau Petru Hârtopeanu, era de așteptat, mai ales că doamna are la activ și numeroase expoziții în țară, începând cu Iași, pentru că acolo locuiește. Felicitări! Ceea ce am mai sesizat, avem o icoană aici, interesantă, domnul Eduard Coman, a fost... de jos. Da, aici mai e icoană, e mozaică, pe care l-am avut la expoziția trecută. Da, și... Alexandru Bălan, cu Sfântul Gheorghe, da, așa este. Aveam mântuță cu numele, dar știi că urtile mai bine le ciupulesc. Așa, cu Sfântul Gheorghe, îl avem acolo și spun eu că pentru Iulian, în special, este o icoană de suflet pentru această expoziție, reprezintă reperul acestei expoziții și îl felicităm pe domnul Bălan. Dar tot arhitect, iată că am reușit să adunăm în câțiva arhitecți care dovedesc că le au întreale picturii până la urmă. Iar Iulian, iată așa, nimic surprinzător având în vedere că Iulian este arhitect. Și dacă are și o grădiniță de arhitectură, poate face și o academie de arhitectură. Așa este. Ce nu mai atras atenția? Avem o tematică religioasă aparte, doamna Mioara Mihai, dacă nu mă știu, da? Și este vorba de acea pictură cu acum. Avem și un goblen, da? Tematica religioasă, dar și cu mărgeluțe. Iarăși, aici este vorba despre o migală extraordinară, o răbdare extraordinară și ce mi-a plăcut cel mai mult, în miniaturile acelea, a păstrat și a echilibrat extraordinar cromatic vorbind. A folosit albastru, a folosit auriul, deci a respectat cromatica lipsă de iconografie. Felicitări și doamnei Mioara Mihai, așa. Și sperăm să aducă și altceva pe viitor. Pentru sfârșit, am luat-o așa într-o ordine, îl avem pe domnul Mircea
Florin Mircea Zaharescu, la care, ce să spun, eu tot timpul îi admir lucrările. De câte ori văd lucrările expuse undeva la muzeu sau în alte galerii, recunosc că rămân un pic mută și îmi dau seama că aici vorbim despre artă, artă adevărată. Este o mână sigură și pentru că, în general, Romașcanul Cros ca și sculptor este un fericit, pentru că se spune că sculptorul este cel mai fericit pentru că arta lui este privită din toate părțile. Și avem aici o reprezentare deosebită, mi-aduc aminte că a fost expusă și la manuală la muzeu, Apostol, e extraordinar de sugestiv. Avem un Crist, avem din coace cu vara, dincolo... E aici darul, nu? Așa este. Dar, surprinzător și deosebit la domnul Florin Mircea Zaharescu, este această creionare de forță, sculpturală și în care totdeauna noi îl regăsim. Dacă nu i-am pus o etichetă, eu aș recunoaște totdeauna mâna domnului Florin Mircea Zaharescu, care reușește să transmită emoțiile personajelor din lucrările domniei sale, indiferent dacă ar fi pictură, buletă, vânză sau grafică, sau pasul relief sau sculptură. Felicitări domnului Florin Mircea Zaharescu și felicitări participanților la această expoziție și felicitări dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi și nu rămâne decât să vă spun sărbători cu multă sănătate. Mulțumesc! Iată că Mihaela a reușit să atingă un punct sensibil în sufletul meu. Icoana Sfântul Gheorghe din, nu știu, din capul expoziției, ca să-i spun așa, i-aș dedica o tatălui meu care a mers unde trebuie să mergem toți la un moment dat. Și o parte din expoziție este dedicată lui cumva. Cred că e cel mai frumos lucru să-ți aduci aminte de părinți prin anumite acțiuni mai ample, așa mai e. Ok. Pentru că Mihaela terminase cu domnul profesor Florin Mircea Zaharescu și țin să sublinez că domnul profesor este și dumnealui profesor la Academia de Arhitectură, la secția modelaj o să-i dau cuvântul și să ne cânte cu amănunte despre icoane. Gazda noastră, pregătind o expoziție cu tematică religioasă, am să mă acces pe rolul ăsta și am să vă spun câteva curiozități despre icoană. Știm cu toții că pe arealul românesc icoana este de două categorii, icoana pe rând și icoana pe stil. Principalele categorii de icoane. Și având în fața mea icoanele este pe sticlă, o să vă spun câte ceva despre ele, și anume că au apărut în Transilvania, cum spunea bine și muzeografa noastră, cu o istorie, cu niște aventuri foarte ciudate, puțină lume le știu, de multe ori au fost trecute sub tăcere. De ce? Pentru că nouă românilor ne place să credem că tot ce s-a inventat, s-a inventat pe planul nostru neolitic. Ori nu-i deloc așa. Aceste icoane pe sticlă au venit din afară, din Europa Centrală și Centrală Estică, pe o cale foarte ciudată. Era perioada în care se făcea pictură pe sticlă vitral. Și vitroul, nu în clasice, acelea cu cioburi de sticlă colorată, care se fac încă de pe la anul 800-900, ci pictură pe sticlă, arsă la cuptor însă. Și a început această modă și foarte multe biserici și unele de mare importanță din Boemia, Moravia, Austria, Franța, așa au început să-și facă aceste vitrale. Cu cine? Cu, în principal, meșteri din Italia și de la Veneția, chiar de la Murano. Păi, ăștia au înființat niște ateliere în țările despre care vă spuneam și acolo au avut ucenici, probabil, și transilvaneni. Ei,
De acolo a început o modă și de pictură mai mică, special în, la Viena, pe oglinzi. După care, picturi de mai mici dimensiuni, cu tentă religioasă, pe sticlă. Întorcându-se acasă, meșterii ăștia au început să facă icoane, au adus cu ei această tehnică. Dar bineînțeles că nu aveau la dispoziție cu coloranții respectiv și tehnica de a le arde în cuptor, de a face vitrou la cuptor pictat. Și atunci materiale foarte simple. Adică e vorba de coloranți amestecați cu gălgăluci de om, amestecați cu un pic de alcool. Am mai să fie vorba de Transilvania, probabil că era părintă. Așa, și desenul se făcea cu negru de fum și cu clei, acea linie neagră care vedeți. Ei, și încet, încet, se pare că au venit și au înființat două sate în regiunea Alba, niște sectanți, chiar din Boemia, care au adus cu ei și această pictură pe sticlă. Ei, un preot, Luca, la fel ca marele pictor, Apostol Luca, face o icoană la mănăstirea Nicola, de care amintea Ionă, și asta face minuni, se începe să plângă. Aici, atunci, începe pur și simplu un exod, pelerinaj la mănăstirea Nicola. Și se înființează niște mici școli de pictură pe sticlă la sticlari, glăjarii, glăjăriile, erau sticlării în Ardeal. Și țăranii noștri ardeleni încep să facă icoane pe sticlă. Spre deosebire de cele pe lemn, o să vorbim câte ceva și despre ele. Aici, la început, sigur, erau copii. Deci, recalcări de pe icoane mai vechi, dar încep săranii noștri să face elemente de folclor, elemente din satul lor, să schimbe desenul, să schimbe compoziția, să nu se mai țină de erminie, chiar așa de strâns, cum e cazul icoanelor pe lemn. De aici, o întreagă exuberanță, fantezie și care dă valoare mare icoanelor pe sticlă. Chiar în naivismul lor, fiindcă fac parte din categoria picturii naive. Ei, și în felul ăsta au ajuns pe urmă niște școli serioase pe la șcheii Brașovului. Sunt acum expoziții mari, muzee care dețin icoanele acestea pe sticlă. Dar, în principal, e de reținut asta. Nu noi, transilvanenii, am inventat asta, ci au venit din afară. Și, iarăși, o curiozitate, mai spuneam odată într-o cuvântare, sunt foarte greu de falsificat. Icoana pe lemn, dacă ai găsit în podul unei biserici, și eu am găsit, icoane pe care nu se mai vede nimic, în schimb, lemnul e perfect, car, iar, vechi, frumos, nicio problemă. Poți să pictezi o icoană, îi dai găuri, o bagi la cuptor, să crapă culoarea, să învechește și face un fals excelent. Ei, la ăstea pe sticlă nu se poate. Aceste glăjării aveau valțuri manuale, în care trăgeau sticla. Sticla asta avea valuri. Dacă te uita la o icoană și vezi că e perfect dreaptă și așa, ei o să-l falsă. Dacă nu are acele valuri, e falsă. Icoana adevărată, de scol 18 și 19, e făcut în acest valț manual și are valuri și nu mai găsim nicăieri sticlă de aia ca să le falsificăm. În ce privește icoana pe lemn, aici istoria este mare de tot și începe odată cu apariția creștinismului, știm cu toții. Începe cu Apostolul Luca care pictează, se pare că mai sunt chiar vreo 20 de icoane atribuite lui. Și la noi.
toate au niște, poate cu altă ocazie, altă expoziție de genul ăsta, am să vă povestesc, toate au niște aventuri de, la fiecare icoană de asta pictată de Luca, poți să faci un film de aventuri, aproape în toată Europa, unele se află în Rusia, altele cele mai multe, ar fi la Mănăstirea Sinai. Ei, ce se întâmplă? Pe la anul 300, știm cu toți, aici, la icoana pe lemn, au loc niște întâmplări extraordinare, niște momente atât benefice, cât și în detrimentul icoanei, de-a lungul timpului. Cel benefic a fost că Constantin cel Mare legiferează creștinismul și în sinodul întâi să ortodoxismul și intră în, în legi și să termină odată, scot din temnițe pe toți cei care au fost întemnițați, că erau creștini și așa mai departe, pune pe coloanele de porfir din forum icoanele lui Vasile Grigore și Ioan, așa, și îi, în felul ăsta să legiferează și să așează icoanele în locuri publice. Acei praguri care îi știm noi, își au originea în praguri aceia de pe legiunile romane. Erau niște fel de steaguri, suliță, unde scria acolo text la legiunii respective și așa. E, în loc de alea, Imperiul Roman de răsărit, fratumă, nu? Pune o icoană. Și legiunea respectivă nu mai mergea cu textul respectiv și așa, mergea cu, cu icoană pe acest prag. Să pun la intersecțiile de străzi. Ce se mai întâmplă? E extraordinar de important în viața icoanei. Mama lui Constantin înființează la, pe locul unde Moise la rugul a prins, a vorbit cu Dumnezeu și el i-a dat tablele legii și așa, ea găsește acest rug și face un schit acolo, o așezare. După care următorul împărat o face aproape o cetate. E vorba de Mănăstirea Sinai. Această Mănăstire Sinai are și acum cea mai mare colecție din icoane vechi și cele mai vechi din lume. Adăpostește și vreo 4 icoane atribuite Apostolului Luca. Dar aici se întâmplă un fenomen extraordinar. Anume vine profetul Mahomet. El este găzduit cu acoliții lui la această Mănăstire Sinai. Și acolo există un act, un document lăsat de profet, semnat de el, scris de el, prin care legiferează ca arabii, bineînțeles în viitor apostol mahometani, să ocrotească și să nu se atingă de obiectele de cult și de călugări și de așa mai departe și de arhitectura religioasă creștină. Ceea ce este foarte important. De ce? Dacă n-ar fi fost acest act dat de profetul Mahomet, noi nu am mai fi avut nimic. În toate țările cucerite mai târziu decât de turcii selgiucizi, de o jumătate de Europa, de creștină, noi n-am mai fi avut nicio biserică, n-am mai fi avut nicio icoană, n-am mai fi avut nimic. Nu. Ei aveau un cult dictat de acest profet Mahomet, de a nu profana și de a nu duce icoanele, arhitectura biserică religioasă. Este extraordinar de important. De aceea avem tot ce avem. Ne-a zis, până și Hagia Sofia au transformat-o în moschee, dar n-au stricat mozaicul, era superb, n-au stricat nimic. Se pot vedea și acum. Deasupra au pus niște afișe cu citate din Coran, cu versetul, cu nu știu ce, dar care nici alea nu se ridică pe mozaic, că sunt la o anumită distanță. E, datorită lor, bine, au fi fost și situații în care, mă rog, nu s-a întâmplat așa, dar astea sunt excepții. Culmea e altceva, că distrugerea icoanelor au făcut-o creștinii.
pe la 750 până la 850, împărații bizantini, așa, cei mai creștini și ortodoxi, așa, au distrus icoanele. Deci n-au făcut-o musulmani, n-au făcut-o arabi, au făcut-o chiar împărații bizantini. E vorba de perioada iconoclasmului. Când au distrus tot, au surghiunit preoți, călugări care le furau, le ascundeau ca să nu fie distruse, în sfârșit. Ca până la urmă, mai vorbim noi despre asta, cu la sinodul 5, să revine la timpul împărătesei Teodor, se revine la icoană. Dar s-au pierdut foarte multe. Deci iată o oră nefastă a icoanei. S-au pierdut foarte multe, nu prea avem nimic de la sub anul 900. Da? Puțin, foarte puțin. Și de aceea este o pată neagră în istoria aceasta a icoanei. Ei, după care, ce să vă mai spun, iarăși un moment crucial în viața icoanei este Marea Schismă. La 1054, așa, când cineva le-a luat mințile, s-au despărțit bisericile. Cea de Apus cu papa, de cea de răsărit la Constantinopol. Fusese o perioadă Imperiul Roman același, vechi acum devine Imperiul Roman de răsărit și de Apus. Mai zdruncinat și mai slăbit era, de fapt, Imperiul Roman de Apus. Și mai puternic în acea vreme era Constantinopol, capitala Bizanțului. Și se desparte. Ei, se desparte și tehnica de a face icoane. Și tendința și tot. Oramul rămâne în stilul ortodox, împământenit și așa. Și cealaltă își dă drumul, vine renașterea și nu mai țin de Erminie, nu mai țin, se desfășoară extraordinar în ce privește compoziția, culoarea și apar acele dicticuri, polipticuri de flamande, franceze, germane, de școala germană, de școala italiană, de niște capodopere. În partea cealaltă e o expansiune a icoanei grecești, școlile de la Savolic, de la Creta, de la Constantinopol, care ajung și la noi, și în Rusia, iarăși dau niște capodopere de icoane, dar de data aceasta ortodoxe. Cam asta ar fi, așa pe scurt, câteva etape din istoria icoanei pe Leneș. Nu vreau să vă mai plictisesc, ci că un secret al oratoriei este să te uiți la câteva persoane în sală. Și când vezi că au început să plictisească, când îi s-o tai. Așa că vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această expoziție a noastră și sperăm să mai vorbim și să ne mai vedem și la alte ediții. Mulțumesc! Iată, ne-a fost la sfârșitul acestui vernisaj. Țin să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră care ați venit aici și ne-a susținut. Țin să mulțumesc celor care au susținut această expoziție, fiecare cum a putut să o susțină. Mulțumesc din suflet Părintelui Tuscano, mulțumesc din suflet domnului primar, mulțumesc Mihaela, cu emoțiile mă cuprind din nou. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor. Standurile din camera cealaltă sunt cu vânzare, lumânări handmade și lavandă. Și înainte de, sau după standuri, vă așteaptă o gustare. Așa cât am putut și noi de post, deci nu e nimic contra joii mari. Și încă o dată vă mulțumim. Ce să zic, sărbători fericite, cred că era să zic Hristos a înviat, dar nu-i momentul încă, nu?